Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. După cum ați văzut în ultimul episod, am terminat camera lui Eve. Haideți să vă mai arăt acum cât un pic, doar că am adus foarte multe lucruri pe aici. Am montat și becurile. Cam astea sunt. Mai avem de dat cu lavabil acolo pentru că, după cum am spus în ultimul episod, nu se usucă cum trebuie. Am pus tot și am trecut la următoarea cameră, adică la studioul meu, care era un dezastru total. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar camera asta era, inimaginabil de urâtă, igrasie, umezeală, mucegai, mirosuri urâte, hai de viața mea, extraordinar de urât, dar într-un final am reușit să o transform în ceva mișto. Dar înainte să începem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul acela de subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. După cum am spus, aici o să fie camera mea, ăsta o să fie studioul meu, am un geam foarte mic, din păcate, urmează să fac și astea, legăturile în doze și să pun becuri și aici să termin cu lumina, dar momentan m-am apucat de parchet. Am vrut să filmez când am dat cu lavabil, dar din păcate nu am mai apucat, am dat cu lavabil, deci camera este gata. Tot ce mi-a rămas este să pun parchetul, care și ăsta este minunat. Să fac legăturile pentru calorifer, dar aia după ce pun parchetul, pentru că mi-am făcut găurile, nu mai am nicio problemă. Și să pun plintele peste tot. Acum m-am apucat de parchet. Este un pic complicat de unul singur. Să le îmbin astea două în alea. Așa le îmbin cum le îmbin, dar invers nu le pot îmbina cum trebuie, dar asta este. Am pus doar primul rând. Imediat mă apuc de restul camerei și urmează să filmăm în continuare după ce terminăm. După ce termin. Să vă arăt și să-mi dați cu părerea dacă vă place sau nu vă place. Deci, jos nu am pus pe placă, pe beton, pe ciment sau cum se numește. Am pus polistiren extrudat, cred că așa se numește. Și pe el am pus parchetul sau pun parchetul. Încă... ce am făcut, două rânduri. După ce am terminat camera asta, am trecut la camera cea mare și ultima dată holul și gata. Ne mutăm aici. Deci aproximativ două săptămâni ar trebui să fim gata și să dăm drumul la multe live-uri în camera asta. Ceea ce vreau eu să fac este în felul următor. Peretele ăla, tot peretele, vreau să îl fac cu semnături de la abonați. Deci fiecare abonat de-al meu care vine pe la mine se va semna pe peretele ăla undeva. Daniel, am fost la Mihaela Ștefan sau Daniel a trecut pe aici. Sau și Daniel a trecut pe aici și semnătura lui. Este ce-mi doresc eu. Și în mijloc, pe acolo pe undeva, o să pun butonul de YouTube. Și pe lângă buton să se semneze toată lumea. Pe partea asta o să fie biroul, acolo un monitor mare. Una, două, trei, am niște cutiuțe din alea mișto, cred că o să le pun pe acolo pe undeva agățate. Sunt multe de făcut, dar aia rămâne pe viitor. Prima dată vreau să pun parchetul, să aduc din camera cealaltă mare chestii, să pun aici, să trec să termin și acolo și să mă apuc montatul de mobilă în camera noastră mare. Prima dată caloriferele, pentru că cu caloriferele am ajuns doar până la Eve în cameră și am scos aici unde o să fac legăturile, ultimile legături. Tai de acolo, pac, pac și mă leg cu toată instalația. O să fac instalația, o să plec fix de acolo, așa, mergem în camera cea mare, după aia pe peretele ăsta o să venim așa frumos, aici pe peretele ăsta va veni un calorifer și aici pe hol, pe peretele ăsta, un calorifer. Este timp destul să vă arăt cum o să iese și cum o să fie. Ce? Acolo, da, am văzut și eu. Da, numai dacă te uiți atent, știi? Gata, jumătate de cameră gata, dar mă ajută pentru că într-un final n-am reușit să fac singur. Cam așa arată parchetul momentan, care e super, 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 super. Ce părere ai, mama? E super. Hai, și ce fain vine. Hai, oare vrei să-mi aduc de acasă biroul să terminăm cu... Până aș fi ideea. Să mai avem spațiu la garsonieră? Așa, așa, cât mai sunt la garsonieră. Ideea e că ai putea să scauzi să-ți cumperi un alt birou, că le-am făcut.
Da. Da, știi că un birou e 5 milioane. Păi da, dar eu dată nu e fiecare zi. Nu, bun, las că văd. Mai bine îmi fac pe comandă decât să cumpăr. La băiatul de aici, de face mobilă, de la noi. Când face cum vreau eu, știi? Să-mi-l fac pe tot peretele asta. Așa mare? Da. Păi să am loc. Dacă vin cu vreo gagică, să-l pun pe masă. Nu mai înjura. Nu, dacă dai apă la mare, îți dau și eu ție. Glumea, mamă. Cum e? Cum ți se pare? Mai avem jumătate de cameră. Și n-am stricat decât două boxuri. Mai sunt încă două. 20 și câteva plăci. Deci l-am calculat cum trebuie. Plintele trebuie... Cât o fi ceasul? Că mă duc dacă e să cumpăr astăzi plinte să mi le și da, pun. Da, așa da. Nu, no, bun. Și după aceea fac ce vreau. Super. O bucățică aici și după aceea trebuie să tai din placă. Ce nu-mi place, ce-i cel mai urât. Ce zici, mamă? E frumos? E super. Da. Hai, dar cât de oribil arăta camera asta. Ei, am uitat să dau la jos de la termopan. Pe ăla dai jos? Ultima dată? De acum încolo, că... Da, dar știi ce nașpa? Că toată mizeria de pe el, când tragi folia aia, o să cadă pe... Dar stai tu cu aspiratorul lângă mine. Și când o dau jos... Așa. Să fie ultimul bani, decât să ștergi la geam, da. Mai bine. Legăturile la doză trebuie să le mai fac și prizele să le pun. A, țevile. Plintele să le punem. Păi asta să le pun. Plintele și mâine să faci tu de lucru cu palul de ferpeci. Ai, ce frumos a ieșit. E superb, 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 superb. Ce părere ai? Păi ți-am mai spus că e frumos. Hei, și pot să pun și ușa. Astăzi? Nu. Da, trebuie să dau cu gled. Cred că astăzi o să fac niște gled, să dau și la ușă la EV acolo, da. Ca să mi se usuce. Dacă tot am făcut focul și e cald. Fai de viața mea, ce mult îmi place. Hai să ne punem să terminăm și filmez eu după aia, când e totul scos. Da, pe peretele ăla am zis că o să pun butonul de YouTube și toți oamenii care vin la mine se dea cu semnătura acolo. Serios? Da, pe peretele ăla să fie plin de semnături. Butonul de la YouTube în mijloc. Și dacă vreodată o să vrei să zugrăvești, ce faci? Păi nu mai zugrăvesc, ăsta e peretele abonaților. Sau să vă fac acum aici. Poate sau să pun butonul aici pe peretele ăsta, că tot îmi pun acolo și, și așa. Și poate să apară. Da, și să se vadă. Asta da, oricum, mai avem de lucru până să termin camera mea. Asta o să fie fără prioritate. Prima dată vreau să termin... Na, să ne mutăm și după aceea, între timp, avem timp. Mai e holul de făcut, trebuie gresie până acolo la darii la picioare și aici o parchet iarăși. Asta merge. Da, păi pistol cu apă, la câte ai am avut. Până da, da. Mai am jumătate de sac de autonivelant, ăla numai bine o să-l pun până acolo, știi? Să-mi îndrepte. Și gata, am terminat de pus parchetul. Ce frumos a venit mama. Imediat punem plintele să nu se mai vadă urât pe acolo. Adică foarte urât chestiile astea. Dar pentru cei care o să-mi scoată ochii și o să zică că a rămas urât acolo, să știți că așa trebuie lăsat parchetul. La capete trebuie să ai cel puțin 1,5 cm într-o parte, 1,5 cm în cealaltă parte. Cât despre parchet și despre greșeli și alea, mie trebuie să-mi placă și lui Dari. Adică, na, dacă cer părerea, fiecare poate să-și dea cu părerea, dar, na, dacă nouă ne place, cred că aia e cel mai important. Așa că, ei, fă, ce fain e. Cum se simte când calci, mama? Altă viață. Altă viață, așa-i? Nu scârție, nu troncăne. Astea le pot arunca, nu? Da, bucățelele. Da, uite, asta, de exemplu, asta nu. Bucata aia nu. Și nici aia de acolo. Fuuu, ce-mi place! A prins culoare. Mi-aduc aminte când a venit Dave și a zis, bă, ce cu beci? Uite o cameră aici, ai beci ăsta. Zici că e camera de tortură a lui Dincă. Așa ziceau. Hai, că nu vine să cred ce fain a ieșit. Din dărăpânătura ce a fost și toți îmi spuneau că mi-am luat țeapă, că acum chiar ți-ai luat țeapă la câte videoclipuri despre țeapă, ai făcut și din alea.
Uite ce am reușit să facem. Ce cald e aici, aici avem calorifer. S-a uscat, pot să dau cu lavabila acolo când o să dau în cameră. Da, pot să dai și aici. O să dau și aici. Uite, jos mai e un pic umed, de aia nici nu am pus capacele alea. Dar e super! Ce arde și caloriferul. Ce faci? Ce faci cu mine? Vrei să te joci cu astea? Da, sunt moațele mele. Sunt moațele tale? Hai, ce sunt ăștia? Ia să vedem ce avem noi aici. Foculețul! Trebuie să băgăm pe foc, mama. Ok, cam așa arată parchetul, să vă arăt peste tot. L-am îmbinat la mijloc. A ieșit super, super, super mișto. Chiar foarte mișto. Nu mă așteptam să iese atât de bine. Aici parcă văd eu și un defect. Nu e niciun defect. Acolo am pus mâna, dar văd că o șters Dari. Super. Și ne punem acum să punem plintele și filmăm după ce punem plintele, după ce e gata. Și după aceea poate am timp să fac și legăturile în doze. A, dar n-am întrerupător aici, nu mai am. A, prize am, dubla acolo, dubla acolo, pentru că aici... Da, eu am pus priza, nu știu de ce am pus-o, lasă să fie acolo și acolo priză, iarăși. Dă-i pace, nu contează. Ok, un pic aici. Nu știu ce se întâmplă. Aproape gata și cu plintele. Știi ce frumos arată, fai. Da? Da. Superb. Am pus îmbinarea asta. Colțarul acolo. Și acum îmi trebuie niște neglese de și neglese acolo. Câte? Dăm una, două, dăm încă trei. Filmez, numărătoarea e sus, nu? Da. Am pus pe toate și la capul. Bun, acum dăm negreasă. Mamă, ce baftă ai avut! Da! Că nu este nu toate de așa. Super! Super! Nu, e fericită, ai, o găsit ceva. Hai la Ian, hai să joacă cu jucările. Da. Opa. Gata! Ai, ce faină! Am filmat! Da? Da. E super! Mai am bucata asta mică. Aici, aici e un pic bai. Da. Deci, doamne, cum arăta pe aici cimentul ăla gol și tot profit, pereții avai și amar de aici. Acum o să te uiți și tu pe filmare să vezi ce frumos se vede tot. Nu știu. Știu că eu am muncit aceea. Uite așa, super. Super, super, super. Aici eu rămas un pic din asta, dar la clinica. Mai trebuie niște negrese. Două. Na, trei să ai. Opa. Așa. Aproape gata. Aproape. Eha, a rămas distanță mare aici. Imediat! Ce zici, care să dau veste? Nu, vrea să-mi arate un pește. Ah, un pește. Am înțeles, asta vine aici. Asta o să trebuiască să o pun aici, în partea asta. Eha, sper că nu faci pe... Te supăr nicio acum și nu și a trei vezeam în așa. Cum o ieși, mama? Foarte, foarte frumos. Da, da, asta și asta. Hai că l-am putut de la King. Îl împinim. Ăla -i. Uite așa. Super. Bun. Bun, 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 bun. Și acum, nu știu, stai eu, stai de aici. Din ăla rotund. De asta? Da, din ăla aruncă-l. Și după ce pun ușa, pun restul de colțare până în capăt, știi? Acum, momentan, îl pun ăsta doar așa și las numai continui cu el. Eu te... Opa, gata. Așa.
Mai trebuie să mai pun bucata asta aici. Da. Da. Mi se pare că nu am tăiat, așa? Nu, nu. De aici, de aici, până... Uite, până aici. Sper să o tai bine. Și atunci sunt toate grețul. În parchetă? În parchet, da. Ați mă mai strigă, Eve. Eve, e bucuroasă acum? Acum nu-i bucuroasă. Cum îmi răsfăța acum, mama? Uite așa. Ară, dacă l-am păcălut aici și m-am făcut. Super! Acum, dau din partea asta. Să mă duc cu clienta. Ai, ce fanii! Stai că trebuie să mă bag mai greasă pe aici. Nu știu ce-l viață. Am tot. Uite așa. Mă dau un jumul pe aici. Ei, ha! Deci ce înseamnă să te crede? Dă-mi cutia, am un ca jumul ăla. Da? Din alea vreo. La fixul lumea, am. Nu am trebuit la un alte, mai dau unul din asta aici. Așa. Super! Și acum îi pun toată șmecheria asta, mai trebuie să-mi dau un microfon, dar dau ultima dată că prin asta o să vin cu cablul de internet. Da? Prin prostia asta. Stai că la tine o să fie aici în cameră sute de fire. În spatele calculatorului, da. Da. Ideea e că... Da, peste tot trebuiesc trase. Și în camera live, pe unde îl tragi ca să nu faci mizerie? Deocamdată nici nu știu, da, tot așa, prin plinte. Da? Prin plinte... Mai bine, da. Și aia e, trag dintr-o cameră în alta. În dormitor o să fie mai rău atunci. Astea sunt capetele. Da, iubire! Hai că vine mami în 5 minute, acum încerc să... Nu, că acolo e mizerie pe jos. Stai că vine mami și te trece, stai. Că ești da. Pe mine? Nu, mă, asta. O, dă pe limba, mă. Voi? N-ai wow! Îți place? Da! Ce faci? Și poți să cureți mizeria cu ăsta. Și acum e mai să curați șoropeni. Da, du-te tu. Ai pus... Ce super, tati! Nu vorbesc cu tine! Da, tu încă ești supărată pe tati? Nu, sunt rea! Ai, rea, am înțeles! Am pus și plintele și gata, camera mea! Mai urmează să mai punem... Ia uite! Îți place soare? Da! Urmează să mai punem, să punem prizele... Să-mi fac instalația de apă... Acolo am buctat-o, am făcut o gaură neprevăzută. Mi-a scăpat por mașina și am dat. Dar gata! Ce frumos a ieșit, mama! Studioul meu, aici. Îmi și aduc butonul de YouTube să-l văd pe perete. Da. Opa! Te-ai înțepat? N-are nimic, a tati. N-are nimic! Nu are nimic, iubita mea. Da. Ce fain e! E foarte fain! Nu mai pot de drag, mă jur. Așa fain, nu se pare? Dar să ai pui până... No, bun! La o parte. Urmează să facem și alt videoclip, bineînțeles, după ce punem ușa, becurile, după ce dăm chestia aia jos de pe termopan. Pe acolo v-am spus, o să treacă țevile de calorifer. Pe aici, la fel, țeavă de calorifer, țeavă de calorifer. Și după ce vin țevile, automat o să bag puțin gled și dau cu puțină lavabilă. Nu, pardon, bag spumă. Tai, dau puțin glet, un pic de plasă din aia la rolă și lavabila.
O să oprim episodul ăsta aici, aștept cu nerăbdare părerile voastre și dacă mai țineți minte cum arăta camera asta, oricum după ce termin toată casa, o să fac un video în care o să vă arăt cum era înainte și cum este acum. Dacă vă aduceți aminte, era oribil acolo, dar nu oribil, când dădusem cu șpaclu așa, căzuse toată tencuiala aia de am ajuns la cărămidă și uitați acum cât de frumos a ieșit camera mea, studioul meu. Bineînțeles, pe viitor, dacă mai vine un copil, o să fie camera noului bebeluș. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul acela de subscribe pentru că mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul acela de like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!